Hei, salut aici, Mr. Grafiken, bine v-am găsit la un nou episod din Metin 2 ro pe serverul țara românească. Astăzi suntem aici cu un caracter de level mic de, de map 1. Vreau să-l fac 30, 30 sau 35 să fie pentru, pentru zi, pentru cioburi. Așa că m-am gândit să-l creștem, puțin, să facem aici niște content, deocamdată, na, nu prea avem mare lucru pe el. Mi-am mi -am pus pe mine uh, blindajul ăsta. Și eu să-mi pun pe mine după ce a tigrul ăsta când fac level, level Am mai ceva iteme uh, dacă cumva nu rezist chiar foarte bine map 2, o să mai îndau de pe contul mare ceva. Și m-am gândit că... Na, hai să băgăm așa niște fise. Mi s-a dus aura. Da, nu cred că o mai bag sau... Ba, nu, lasă că dau așa. Mai căutăm niște metine. Gen, fac contul ăsta ca atunci când o să am chef să, să fac mai multe uh, coruri, să mai dau pe el. Să mai, că, na, e, e, bine să mai dai pe el câteodată. Da, văd că, dist, văd că distrug aici birourile și alea și microfoanele și tastaturile și toate alea. Hai că e bine. Bun, cartea abilității, aura frumos. Hai că da, sufletul lui Bă, să-l țin, să nu-l țin. Hai că las așa. Îl las acolo, mi-am transferat și niște de ăștia, să mă duc mai repede, am și el, am și astea. Hai să căutăm pe aici, uite, cu metin de, ăsta e de 5, așa Bun, hai să spargem și pe ăsta. Fac level 20, apoi o să-mi pun și mistrețul, când o să bat, bine, probabil... Deja pe la level 20, cred că mă duc să bat metin de 30 sau nu știu. Pe ăștia am și... Pumnale vantai din asta pe mine, valoarea atacului e bine. Am și astea cu săgeți, mai am aici astea. aici n-am primit, n-am primit nimic și am zis că da, să fac aici puțin, puțin level. Cred că aici este un moment de 25, dar nu cred că o să-l bat, o să-l bat. 25, na, nu cred că am șansă să-l bat. Cred că poate o să mor, așa că o să-l las deocamdată. Uite aici încă unul. Bă, pe Map 1 nu. Nu știu dacă să-l las sincer pentru Map 1, deja am level 10. Bine, mi-a ajunge level 10, dar nu, o să-l fac pentru coduri, că sunt mai importante decât... Ar fi bine să-l fac un caracter pentru Map 1 când sunt eventuri sau ceva, dar momentan na. nu prea avem așa ceva. Așa că ne descurcăm cu putem și noi. A trebuit să fac destul de repede level, am și aici niște ine de experiență în caz de ceva, dar nu cred că am nevoie că farmez la metine și cam, cam aia e situația. Mă, mă scuzați pentru aceste nebuneli. Ok, hai că aproape, aproape mi-ajunge aura să sparg tot metinul cred că lauro la o să las deocamdată M1, nu o să mă complic să bag, deocamdată o să am nevoie de bani. Uite am nevoie de niște licori. Deocamdată am nevoie de bani și vând aurile și astea ce pică, că ar fi bine. avem un, avem o carte abilității, uite aici, puterea veții, puterea veții. Bun, Că am zis că cu 10 cururi pe zi, poate fac mai bine alchimia și fac și -o ceva bănuți mai ok, zic eu. Sper să am, sper să am dreptate. Ok, m-am gândit să farmez și în IMHA pentru riburi, dar sincer nu cred că se merită. Așa că facem așa, bar, trebuie să-mi iau niște licori de jos. Că poate îmi iau damage acum de la ăștia, dar nu, văd că rezist este destul de ok. Am brățara asta, cu, ăsta cu 2 KPV, ăsta, mă ajută. Bine, o să mă ajute Goifu, um, Pentagonul, um, ăsta la 28, ăsta, papuci n-am, dar vedem și abano și să vedem bine cum pe ăștia cu bonus azi, dar bine, nu că m-a ajutat pe mine foarte mult că bonusați. Așa că, da. Ba, oricum e bine, e bine să ai <laughs> un mili mai ales acum. am da, farmez mult mai ușor după ce ți-ai făcut deja ceva iteme. Da, să bag niște reduri. Așa. A, să se iau și niște licori de pe jos Hai că o licoare din asta Atac Nu nu, no, 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 no me interesa atacul ăla Că nu e, nu e bueno. Hmm, mai e un de 5, da. Da, parcă mai împică, mi se pare că e 10 level diferență, îl bat, că poate mai îmi da ceva experiență și de la asta. Mi se pare, da, da, e 10 level diferență, deci pot să-l bat și pe asta până la level 15, bine, inclusiv 15. Bine, din câte știu la asta, nu cred că îmi pică că cărți, pare mi se că nu, sau cred că am o șansă mică să îmi pice niște cărți pe acolo. Pietre știu că nu pică. Da, am avut șansa dacă e. A, Contul ăsta înainte era folosit pe post de shop, adică deposit. Dar mi-am făcut, am avut un nou, am avut un cont și mi l-am pus pe toate acolo, dar cred că o să arunc din ele, pentru că am toate chestiile posibile și imposibile acolo și o să doar ce e important, gen shuriken cu plus, de cu plus, uh... Și item din astea care sunt puțin mai rare, din, dinții de orc sau asta, care am nevoie de ele, uh, piatra prețioasă și nebunel de alea, Cred că o să las, vedem acum ce și cum se întâmplă. Era astăzi aproape să îmi, uh, reușească un antic. Uh, nu mai știu exact la ce pare, mi se că la granat. Dar nu, a prea, avut, nu prea a vrut, făceam și un profit ceva, dar... Asta văd că a fost situația de față. Bun. Inelul mai am, mai am încă 20 de minute pe el. Pot să-mi bag acum ceva, numai la 15. Deci cred că mai trebuie să bat câteva medine ca să fac 15. Puteam să-mi iau și mânușa de pe contul mare, dar mai am undeva la 8 minute. Așa că bine, acum n-are rost să-mi iau mânușa, că mai mult vreau să cresc, să zicem. Bine, dacă îmi pică cărți, îmi pică, dacă nu, nu bine. De la ăsta ar trebui să-mi pice, că tot mănușa mânușa asta site sigur mi-ar pica acolo una, două, trei, patru cărți. Uite, uite din asta. nu le iau, le iau numai dacă îmi pică fiere de urs, probabil. Da, parcă nici ea nu mai așa de scumpă cum a fost odată. Ia vedem. Cartea abilității Iureș. Pai că bun, bun, bun. Accept, accept un Iureș ca cadou așa e e binevenit cum ar veni. Ok. Încă unul de 5, bă. Cred că nu mai știu exact zonele unde se spawnează metinile mai exact. Bine, ar trebui să știu. Ia să băgăm office undeva în zona aia, că am schimbat și CH-ul. Am confundat un pic un Tigris cu un metin de 15, da, aia e situația. Atât s-a putut. Pun alt foarte gros, nu știu ce ma. Ai teme, peste, ai teme. Cartea abilității, perfect. Atacul sabiei nu-i perfect. Perfect. Hai că am zis de prea multe ori perfect și deja Deja sună ciudat acel moment când spui un, spui un cuvânt de prea multe ori și după aceea ce se pare foarte ciudat de parcă nu mai uite. Am avut aici puțină dreptate, am găsit un metin. Așa. Hai, hai băgăm așa, facem level 13. Mă gândesc că cam două metine de 15 cred că ar trebui să fac un level lung, cred că vreo 3 probabil. Acum. Ia vedem cât facem de la jumatea metrului încolo. Cât am face. Bă, când am început la level 1, m-am dus și am putut direct un met din desa de 15 și n-am murit. N-am murit când n-am dat damage de pe de pe petul ăsta și primeam experiență și nu muream, știi, gen, mi se incarca câte o bilă, două, trei, zici că am fost pe private, am făcut level 5 imediat. <laughs> numai pe private mai, mai din astea. Stai să băgăm punctul. Sper să-mi minte din prima, dacă nu oricum o să mă duc să vorbesc cu bătrâna aceea. Facem o, o, vorbire cu ea să vedem. Ok, cartea atac, aruncarea fulgerului. Bagam Băgăm aici punctulețul. Și hai să mai vânăm un picașe. Ah, A, era chiar, era chiar, lângă, deci nu trebuie să mă duc foarte, foarte departe. Deci e ok, măcar bine că am gravă, gravă plus 4, la fel și pe tigru. Uit -o, uit. o să folosesc probabil FMS-ul ăsta pe care l-am avut înainte. Gen să nu le mai tot schimb între conturi. Bine, nu că ar fi mare bătaie de cap, dar poate o să schimb, o să mai îndau papucii, poate îmi dau scutul celălalt care e imun și mai nu știu ce mai are. Poate abano și vedem, poate mai îmi dau ceva în caz că am chef să bat mai ca lumea, să pun pe auto să nu mor. Acum depinde că dacă si oar și nu prea am așa de multe protecție, s-ar putea să am puțină nevoie de mai multă armură. Vedem atunci ce se întâmplă la momentul când o să ajungem. Bun, unde e cartea nu e cartea, ba e cartea, uite aici, vârtejul sabiei. Hai că da. E bun și ăsta. Punem aici o lângă Iureș. Hai mai băgăm un CH și după aceea cred că vă las. Bun. Acum am realizat că dacă vrei să joci metin la nivel înalt și să joci pe multe conturi pe din astea, să faci coduri, să-ți faci, să dai în fiecare zi la tot felul de chestii, ai nevoie de ceva timp, să de investit. Gen, vă numai la mine, că durează, bine, nu durează foarte mult timp să fac corurile, dar acum o să fie gen dublu. Dacă îl fac pe două conturi, plus dacă mai fac ceva, mai bat alte chestii, mai bat un meeting sau ceva, bine, în mare parte, probabil într-o oră, într-o oră dacă bat metine, ar trebui să fie gata gen corurile, zic. Acum nu știu, vedem. Și mai încercăm încometin undeva în partea aia, dacă mai avem ceva... Hai că cred că mergem așa un pic, un pic să vedem dacă... Cred că ar trebui să încep și alchimia... Alchimia... Uh, hai că da... Uh, biologul, cred că am mai spus asta probabil în acest clip de vreo 12 ori, dar nu e problemă, n-am primit. Uh, sau nu văd eu, nu, n-am primit. Bun, level 14... Deci am spus că doar la level 15 pot să pun brățara, nu? Corect, de pot să pun și o freză la 25. O să fiu șmecher cu freză. O să am freză de nebuna nebună. De e șmecheroasă, gheboasă. <găt -o> Doamne, fete, ce vorbesc aici? Să vede că am băut cam multe cafele de dimineață. Unul de 5, numai de 5 avem aici, mă cam sărăci așa, da? Hai, hai, treacă, meargă, să nu zici că... E bun tigrul ăsta care și valoarea atacului 30 și mă ajută puțin la damage. Așa un pic așa să nu zică că nu mă ajută absolut deloc. Dar, na. Bun, nemec. Și încă unul pe aici, dacă nu mergem pe unde se află Jin A, ah, uite-l aici. Perfectos, hai că poate baga ora după să l sparg mai mai repede să-i arăt cine e șeful. Cum are chestiile astea aici bine am văzut că diferența între Eli și menii că na coloare chestii. Nu știu ce vrea asta ei. Bună poate poate e ceva era e culmea să fie ceva abonat, dar nu cred. N-am eu norocul ăla Să Am jucători de ăștia pe aici Dar oare ce vrea de la viața mea? Vrea să vadă dacă îmi pică ceva interesant Cred că asta vrea să vadă Ia vedem Care este scopul lui în această Sesiune de gaming Aici lângă mine Se zic aur Să-i să fac prank mm. Da. Bun. Îmi punem și punct aici. Ok. Deci... Cam asta a fost un episod așa simplu în care m-am format, am balivernat eu pe aici un pic. Vedem ce o să facem cu contul ăsta, dacă reușim ceva mai, mai calum, poate facem, facem biologul sau ceva până la urmă. Bun, deci cam asta a fost. Mânsă că v-ați uitat. Să aveți o seară frumoasă în continuare. Ciao, servus!